o zi importantă pentru agenția pe care o conduce. Sunt foarte multe vedete ale sportului care promovează acest mesaj, un sport curat. Da, 10 aprilie, ziua sportului curat în România și la nivel mondial. La noi este și prin hotărâre de guvern declarată ziua sportului curat, data de 10 aprilie. Avem nevoie de exemple, avem nevoie de modele, vrem să încurajăm tinerii să practice sport și nu întâmplător au fost de acord, sunt alături de noi foști mari campioni. Ne-am propus ca în fiecare an să marcăm această zi de 10 aprilie de acum înainte și să oferim titlul de ambasador al sportului curat către foști mari campioni care au încheiat activitatea, care au demonstrat că se pot obține rezultate și participând corect la competiții. Încercăm să ne concentrăm foarte mult pe educație, pe informare, și vom avea activități, avem deja activități, dar în continuare vom avea activități care să vină în sprijinul sportivilor de performanță și nu numai. Ne concentrăm foarte mult în viitorul apropiat să educăm copiii, antrenorii acestora, părinții și medicii, cei care îi îndrumă în folosirea vitaminizărilor corecte care pot fi utilizate. Alex, o zi importantă împotriva acestui flagel numit doping. Foarte multe vedete din sport, oameni importanți care vin să susțină acest mesaj. Da, inițiativă lăudabilă în care trebuie să atragem atenția tinerilor că se poate obține performanță și fără să trișezi. Și faptul că avem chiar la această întâlnire 3 sau 4 campioni olimpici demonstrează faptul că poți să fii cel mai bun din lume și fără să te dopezi. Trebuie doar să muncești și să crezi în tine. Mihai, te vedem la un meci de fotbal, însă cu un alt scop, de a promova un mesaj important, un sport curat, alături de alte nume importante ale sportului românesc. E un eveniment foarte important și cred că mesajul este la fel de important, anume că întâi trebuie să intrăm pe teren, acolo suntem rivali, după care suntem prieteni, dar ceea ce facem în sport trebuie să se întâmple cu fair play, cu respect și să nu trișăm. Adică să practicăm sportul într-un mod curat, fără doping. Eu cred că este mesajul corect, este drumul corect pe care trebuie să mergem, hai să spunem, de acum înainte, da? Și astfel de acțiuni au rolul de a conștientiza, în primul și în primul rând, pe cei tineri, pe copii, despre ceea ce înseamnă sportul în ansamblu activității și după aceea de importanța practicării sportului curat.